Pe principiul cine se scoală de dimineață de parte ajunge, cei care încep deja cumpărăturile de Crăciun reușesc să economisească bani frumoși. Acum, mai mult ca niciodată, spun experții, este important să pregătim din timp bugetul pentru sărbători și chiar să bifăm produse de pe lista de cumpărături. Magazinele au simțit acest trend, așa că au adus la vânzare mai devreme produsele de sezon. Știu la ce vă gândiți și nu este prea devreme să vorbim despre Crăciun, mai ales că sărbătorile de iarnă sunt o cheltuială inevitabilă. Așa că cel mai bine ar fi să începem încă de pe acum cumpărăturile de sărbători, ca să nu punem o presiune foarte mare pe bugetul din luna decembrie. Puțini sunt cei care gândesc așa. Nu, Doamne ferește, nu! De ce? Ți pare prea devreme? Da, cum să încep de acum? E absurd! E prea devreme. E soare, afară a venit căldura! Tocmai din pricina acestei mentalități, sacul moșului ar putea rămâne gol în acest an. Cheltuielile lunare sunt tot mai mari. În medie, un român cumpără 5 cadouri, iar în total plătește aproximativ 900 de lei, toți odată. Dacă am începe cumpărăturile de acum, asta ar însemna o cheltuială lunară mai mică, de 300 de lei. Iar pentru puținii români care totuși sunt chibzuiți, magazinele au scos deja din depozite marfa pentru sezonul rece. Pentru Crăciunul acesta am primit aceste fulare, diverse modele, mai colorate, mai simple, mai cu imprimeuri. Cei care stau cu ochii pe reduceri sau au carduri de fidelitate în anumite magazine pot beneficia de reduceri care nu se găsesc în pragul sărbătorilor. Astfel, ați putea cheltui cu 20% mai puțin decât dacă ați lăsa toate cumpărăturile pe ultima sută de metri. Toată lumea are reduceri, promoții de sărbători și, da, ne uităm, bineînțeles, mai ales anul acesta. La capitolul decorațiunii pentru casă sau brad, cererile au început deja, ne spune Radu Vaștag. Tânărul are o companie prin care închiriază brazi gata împodobiți. Anul trecut au început telefoanele ceva mai serios de prin octombrie, de la sfârșit, și acum deja suntem în septembrie și deja sună telefonul, mail-urile. Dacă acum nu aveți timp de pierdut prin magazine, ar trebui măcar să puneți bani deoparte, astfel încât paguba să nu fie atât de mare pentru salariul din ultima lună a anului. Traficul bucureștean va fi și mai haotic săptămâna aceasta, după ce linia de tramvai 41 a fost suspendată pentru finalizarea unor lucrări. Care este situația acum în stații, știe colega mea, Andra Ionescu. Bună dimineața, Andra, te ascultăm. Bună dimineața, Simona, bun găsit tuturor. Mă aflu chiar în aceste momente în stația Piața Crângaș, aici unde, după cum puteți vedea, este destul de aglomerat. Asta pentru că tramvaiul 41 nu circulă, asta, iar unii dintre oamenii care se îndreptau de la primele ore ale dimineții spre muncă nu știau despre această sistare a liniei de tramvai și au venit până în stație, iar aici au fost nevoiți să găsească altă variantă pentru a ajunge la muncă. Tocmai de aceea traficul bucureștean în această dimineață a devenit un adevărat haos. Linia de tramvai 41 a fost suspendată încă de vineri seară și va rămâne în continuare până joi 6 octombrie. Timp de o săptămână, bucureștenii care foloseau acest mijloc de transport în comun vor fi nevoiți să utilizeze autobuzul 641, care funcționează deja între capetele de linie Piața Peresei și Ghencea. Motivul pentru care activitatea liniei 41 a fost suspendată temporar este finalizarea lucrărilor de reabilitare a șinelor de tramvai la intersecția străzii Brașov cu piața Drumul Taberei. Reprezentanții STB susțin că odată cu finalizarea acestor reabilitări, atât traficul rutier va fi mai fluidizat, iar timpul de așteptare de la un tramvai la altul va fi mult mai mic. Linia de tramvai 41 are 22 de stații, fiind una dintre cele mai aglomerate din București. Momentan, acestea au fost informațiile. Simona? Mulțumim, Andra. Pește prăjit pe plită sau saramură, icre și o priveliște frumoasă. De asta au avut parte turiștii care au ales malul mării în acest weekend. Cherhanalele au fost pline, iar pofticioșii au așteptat chiar și minute bune pentru o masă delicioasă cu mult pește. Ieri soarele a ieșit destul de timid dintre nori după ce ziua începuse cu o scurtă ploaie de toamnă. Pe o astfel de vreme, restaurantele pescărești au fost la mare căutare. De exemplu, la această cherhana renumită din Agigea, mesele s-au ocupat încă de la deschidere. Turiștii au comandat din toate câte puțin. O ciorbă tradițională și un calcan pe plită. Preparatele specifice. Calamar, rapane, pane, pălămidă, soțul meu a vrut și este super. Niște guvizi
ceva foarte simplu și foarte tradițional. Nu mă interesează decât locul ăsta extraordinar, pentru că vin aici pentru mâncarea asta extraordinară. În timp ce clienții așteaptă nerăbdătorii să mănânce preparatele comandate, în bucătărie s-a muncit la foc automat. Peștele prăjit pe plită cu mămăligă sau cartofi și fructele de mare au fost doar câteva dintre cele mai comandate produse. Se cere porție de pește, torcebus, saramur. În extra sezon, kerhanalele rămân cea mai bună variantă de a lua prânzul. Acestea își așteaptă clienții tot anul. În această perioadă, comparativ cu anul trecut, avem o creștere de 10-15%. Asta probabil că se datorează, în primul rând, vremii foarte bune. O masă pentru două persoane poate să ajungă de la 200 până la 350 de lei, aperitiv, ciorbă și fel de bază, inclusiv desert. Suntem în continuare pe primul loc în topul accidentelor rutiere grave din Uniunea Europeană, cu peste 1500 de victime în fiecare an. Pe lângă șoferii vitezomani, traversarea prin locuri nepermise este o altă cauză principală a tragediilor. Această trecere de pieton din sectorul 5 a fost desființată cu luni în urmă. Deși a fost montat un panou care anunță acest lucru, oamenii continuă să traverseze pe aici. Ați văzut că această trecere de pieton este desființată? De ce ați făcut pe aici? Mi-a fost mai ușor. Nu vi se pare periculos? Foarte periculos. Dar mi-asum. Și nu este o întâmplare izolată. Relaxat, omul spune că va repeta experiența. Mai riscați așa de multe ori? Da. De ce? Că stai românul, riscă. O să mai faceți asta? Sigur. Am văzut când eram la jumătate. Am citit aici, când n-am citit cu spatele. Este foarte periculos. Niciodată nu trec decât pe trecerea de pieton. Așa cum puteți vedea în imagini, această trecere pentru pieton este desființată. Deși la o distanță de aproximativ 5 metri a fost înființată o altă trecere pentru pieton, de data aceasta semaforizată, mulți pietoni preferă să treacă tot prin această zonă, deși este periculos. Oamenii sunt dezorientați și de faptul că unele dintre trecerile de pietoni desființate continuă să fie marcate. Cu peste 1500 de victime în fiecare an, România ocupă primul loc în topul accidentelor rutiere grave din Uniunea Europeană, arată statisticile recente. Traversarea neregulamentară și neacordarea de prioritate sunt cauzele principale ale tragediilor. Recomandăm pietonilor să circule numai pe trotuare, să traverseze strada doar prin locurile marcate și semnalizate corespunzător, numai după ce s-au asigurat, iar intenția lor a fost observată de către șoferi. Cei care traversează prin locuri nepermise pot fi amendați cu peste 400 de lei. Numai în capitală, de la începutul acestui an, aproape 10.000 de oameni au fost sancționați. Febra cumpărăturilor online i-a cuprins și pe români încă din perioada pandemiei. Această formă de comerț a luat amploare, iar acum peste jumătate dintre cumpărători achiziționează virtual chiar și de 10 ori pe lună. Ce cumpărăm cel mai mult pe internet, aflați în materialul următor. Cumpărăturile online sunt tot mai preferate în locul celor din magazinele fizice. Cel puțin așa arată cifrele. Tot mai mulți români preferă să-și cumpere de pe internet haine, produse de îngrijire sau chiar electrocasnice. Este comod și economisesc timp. Chiar astăzi trebuie să livreze un curier. Da, prefer cumpărăturile online. Mi se pare mult mai rapid, mult mai ușor și mai puțină pierdere de vreme decât să vin fizic să le fac din mall. Sunt foarte multe articole pe care nu aș fi putut să le cumpăr fizic pentru că nu puteam să le duc până acasă. Încă din pandemie, comerțul online a luat avânt, atunci când oamenii nu aveau voie să iasă din casă și erau nevoiți să se descurce cât mai util cu putință. Acum, obișnuința îi îndeamnă să păstreze aceleași obiceiuri. Andreea, de exemplu, a venit la mall doar să se întâlnească cu o prietenă, nici de cum pentru shopping. Își comandă direct de acasă tot ce are nevoie. Ce ți-ai luat cel mai mult? Mai mult machiaje și două bluze. Am la rujuri, pensule. Îmi place că vine comanda direct acasă. Adică nu mai stau pe drumuri să stau la casă. Cum am spus, vreau să evit aglomerația. Pe lângă asta, Andreea afirmă că tot online este mai simplu să comanzi și daruri pentru cei dragi. Cadouri la aniversări, de obicei mai am și cadouri, dar hainele, în general. În topul comenzilor online se află categoria fashion, adică îmbrăcăminte și încălțăminte, cu un procent de 29%, urmat de electronice și electrocasnice cu 25%. Pe următoarele poziții se află produsele de îngrijire personală, dar și categoria casă și grădină. În coada clasamentului se află cărțile cu doar 2% din totalul comenzilor online. Potrivit studiului, românii cumpără și de 10 ori pe lună online produse, dar și servicii. Cei mai mulți preferă plata cu cardul pentru că scapă de grija plății ramburs la sosirea coletului. Cu cardul. Este mai ușor. Reprezentanții firmelor de curierat sunt tot mai solicitați, având zeci de mii de livrări pe zi. În
medie procesăm aproximativ 190.000 de comenzi zilnic, dintre care 40.000 sunt în sfera fashion și încă 40.000 în sfera ITS, cum spuneam mai devreme, cam jumătate-jumătate. Iar companiile din industria de fashion și beauty se bucură de un real succes în urma cumpărăturilor online. Am înregistrat vânzări foarte bune, într-adevăr se vede un interes crescut în primul rând față de categorii cum ar fi încălțămintea sport, botinele, gențile, hanoracele pentru bărbați. Alții însă preferă shoppingul clasic în magazine pentru a vedea exact produsele și măsurile. Le online sau în magazin? În magazin. De ce? Prefer în magazin decât online. Online nu știu exact ce e. În acest caz, aglomerația și varietatea mai mică de produse reprezintă un dezavantaj. Românii sunt printre cei mai darnici și invitați la nunți și botezuri din toată Europa. Darul pentru mir, de exemplu, este cuprins între 100 și 500 de euro de persoană. Sumele sunt justificate, spun organizatorii de evenimente private, pentru că petrecerile românilor sunt unice în Europa. O confirmă și invitații veniți din străinătate. Încă o dată, locație, restaurant, ok, punem restaurant. Și în ce zi? Punem... Într-o sâmbătă, nu? Într-o sâmbătă, da, cel mai ok. Hai să vedem cât ne zice. Suma recomandată între 2200 și 2450 de lei. Sara și Cosmin sunt chipzuiți când vine vorba de evenimentele private. Pentru a stabili darul potrivit, folosesc o aplicație, dar nu uită nici de ajutorul pe care trebuie să-l ofere apropiaților. Punem bani deoparte din timp, mai ales că invitațiile la nuntă se primesc cu cel puțin, nu știu, 3 luni înainte, deci... Ne pregătim și odată ce știm că s-au logodit cei care au fost la nunta noastră sau așa... Începe să economisim. Exact, da. Nu mă gândesc niciodată doar la cheltuielile pe care le au ei, pentru că altfel nu ar avea mare rost, mare sens. Și mă gândesc că să-i ajut, clar. În centrul Timișoarei dăm și de Adrian și Gabriela, care tocmai s-au căsătorit. Ce așteptări au de la invitații lor? Contează să fie alături în ziua cea mai importantă și... Să ne distrăm. Cum sper tu să fie invitații tăi? Sper să fie cu dare de mână, să dea cât mai mult. Pentru că, da, am ales o locație scumpă, să facem frumos, să fie în primul rând cât mai frumos pentru noi. Avem niște petreceri care, într-adevăr, sunt total diferite față ce se organizează în străinătate și cred că e un motiv pentru care plicul e un pic mai generos. În Germania și în țările nordice, darul de nuntă este cuprins între 30 și 70 de euro. În Polonia, Irlanda și Spania, suma minimă este de 50 de euro. În Portugalia, darul pornește de la 125 de euro de persoană, arată datele unui studiu. Pentru români, suma variază și e cuprinsă între 100 și 500 de euro de persoană. Cred că, din spusele invitațiilor din străinătate, într-adevăr, românii sunt norocoși. Au niște nunți memorabile, care, într-adevăr, costă mai mult. Și cred că darul reflectă, de fapt, ceea ce li se oferă într-un fel invitațiilor. În Italia se obișnuiește ca invitații să facă daruri sub forma unor obiecte de până în 500 de euro. În România, plicul cu bani este baza. Merg la nuntă de drag, nu calculez în funcție de meniu, în funcție de cât de bine mă simt. Eu sunt cu dare de mână, fiindcă de obicei eu merg la anunțile prietenilor și tot timpul zic că e bine să-i ajut. Mai mult merg și din obligație, adică se întoarce roata. Țara noastră este în fruntea clasamentului la nivel continental când vine vorba de numărul de nunți, cu mult peste media europeană. Prima săptămână a lunii octombrie începe cu vreme plăcută. Se anunță soare în jumătatea estică a țării și maxime de până la 21 de grade la Tulcea și 22 în Giurgiu. Partea de vest a României va fi afectată de precipitații abundente și descărcări electrice, chiar dacă mercurul rămâne la temperaturi de 22 de grade în Arad. Cele mai mici valori se vor înregistra astăzi în centrul țării. Mercurul nu va depăși 16 grade în Brașov. Bucureștiul va fi ferit de ploi. Cerul se anunță preponderent senin, cu norări temporare pe parcursul zilei. Valorile maxime vor atinge 21 de grade. Acum, în capitală, sunt 12 grade cu cer noros. Mult mai senin este cerul din Oradea, unde sunt 10 grade. Cel mai cald este la această oră în Buzău, unde se înregistrează 16 grade.
Primul agresor român care este monitorizat printr-o brățară de supraveghere este un individ din București care și-a agresat iubita. Bărbatul are ordin de restricție și este urmărit de polițiști prin acest dispozitiv. Mai multe detalii are colega mea, Raluca Sebastru. Bună dimineața, Raluca, te ascultăm! Bună dimineața, Simona, bun găsit tuturor! Sistemul a devenit funcțional de pe data de 1 octombrie, iar primul individ monitorizat cu o brățară de supraveghere este un tânăr în vârstă de 23 de ani care și-a agresat partenera. Totul s-a întâmplat pe o stradă din sectorul 5 al capitalei. Cei doi se aflau în mașină atunci când au început să se certe, iar el a lovit-o cu putere și i-a rupt tricoul într-un moment de furie. Oamenii legii au sosit la caz și au găsit-o pe tânăra în vârstă de 21 de ani cu urme de violență, dar și cu hainele distruse. După verificări, iubitul ei a fost dus la audieri și iar împotriva lui a fost emis un ordin de protecție. Asupra acestuia a fost montată și o brățară electronică de supraveghere prin care oamenii legii vor vedea dacă acesta se apropie de victimă sau nu. Cercetările continuă în acest caz, iar tânărul violent are acum dosar penal pentru infracțiunea de violență în familie. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumim, Raluca! De fiecare dată când zburăm, suntem rugați să închidem telefoanele sau să le setăm pe funcția mod avion. Dar puțini știu care sunt riscurile dacă nu facem acest lucru. Mulți pasageri se tem că avionul se va prăbuși dacă folosim internetul pe smartphone-uri. Care este însă adevărul, aflăm din materialul următor. Dumneavoastră vă puneți telefonul pe mod avion atunci când zburați? Nu! Nu! Ferm și convins. Așa arată răspunsul unor pasageri atunci când sunt întrebați dacă își activează funcția mod avion atunci când se urcă la bordul aeronavei, neștiind la ce riscuri se pot expune. După cum îi spune și denumirea, funcția mod avion se folosește de cele mai multe ori atunci când ne aflăm la mare altitudine. De îndată ce este activată, funcția oprește orice conexiune de date mobile și wireless. Ce credeți că se întâmplă dacă nu activăm modul avion? Nu vrem să știm ce se întâmplă. Cei mai mulți dintre aceștia nu știu pentru ce se utilizează această funcție, dând naștere mai multor teorii. Nu știu exact ce s-ar putea întâmpla. Probabil ar interacționa cu semnalele avionului în partea electronică. Și de ce credeți că trebuie să facem asta? Nu știu, mă gândesc că poate se întâmplă ceva când suntem sus în avion. Undele acelea care dimesc de după aeroport. Explicația este destul de simplă, ne spun specialiștii. Nu poate fi vorba de o prăbușire a avionului, cum cei mai mulți ar putea crede. Funcția mod avion taie practic semnalul telefonului, însă în aviație asta nu face ca avionul să se prăbușească, dar totuși poate să interfereze cu sistemele avionului de radionavigație. Ar fi o mică șansă, una la un milion, să brueze semnalele pe care le primim de la controlori sau de la diferitele antene și nu vrem să ne asumăm acest risc. Numărul de pasageri de pe aeroporturile noastre care au zburat cu avionul în prima parte a anului 2021 atinge 3 milioane. Anul acesta, în schimb, tot în prima parte a anului, transportul terestru aproape că s-a triplat și a ajuns la 9 milioane de pasageri. Firește, topul celor mai aglomerate aeroporturi este Andricoandă. Din acest număr, cel mai probabil nu toți ascultă de indicațiile însoțitorilor de zbor, pentru că oricum nu cunosc utilitatea acestei funcții, nici măcar străinii, după cum chiar ei afirmă. Why? Because it's the recommendation to do so. I have no idea whether it works, but I don't intend to spend my time on a flight with emailing or talking to my friends. No, it's fine. Bit of free time in the air. Însă ce nu știu cei mai mulți dintre pasageri este posibilitatea de a se conecta la Wi-Fi chiar în timpul zborului, de cele mai multe ori contra cost. Acest serviciu este ideal pentru cei care vor să rezolve probleme legate de business. Sunt anumite avioane, nu toate avioanele sunt echipate cu această conexiune și atunci tu chiar poți să vorbești pe Skype, poți să vorbești pe WhatsApp, poți să ai un apel video sau audio de la bordul avionului. Potrivit specialiștilor, telefoanele mobile pot emite un semnal în aceeași bandă de frecvență cu sistemele de navigație ale avionului. Turismul viticol capătă tot mai multă popularitate la noi în țară. Un domeniu spectaculos din Bistrița Năsăud atrage numeroși turiști zilele acestea când se culeg strugurii. Crama de la Jelna este supranumită Toscana României pentru peisajele superbe, dar și pentru vinurile alese care sunt produse acolo.
La doar câteva minute de orașul Bistrița și 2 ore distanță de Cluj-Napoca, pe dealurile de la Jelna, întinderile de viță de vie atrag mulțimi de turiști. O familie a creat acolo un adevărat colț de rai, construit în jurul vinului. Și cum zilele acestea se culeg strugurii, în vii, forfota e mare. Păstorim cu drag 26 de hectare, plantate cu Sauvignon Blanc, Pinot Noir, fetească albă, fetească regală și muscat. Producția diferă de la an la an. Suntem la mâna vremii. Echipele de muncitori se adună în vie dis de dimineață să culeagă strugurii, iar din când în când primesc și vizitatori. Se bucură oamenii când mai prind turiști, când mai dau și câte o mână de ajutor, dar avem oameni harni și merge repede culesul. Turiștii vin mai mult și pentru poze și pentru experiență. Interesați de cultura vinului, turiștii care vin la crama de la Jelna nu pleacă până nu află drumul licorii bahice de la boaba de strugure la pahar. Experiența culesului e preferată a multora, în special a celor care nu au copilărit la țară. Vor să vină, să vadă, să culeagă, mulți și aleg, uite, am cules de pe rândul ăsta, vreau să fie vinul meu, și atunci le punem așa, simbolic, câte o etichetă scrisă de ei, semnată pe sticlele lor, și când o să vină anul viitor, o să-și bea vinul cules de ei, din vie. E superb, e o zonă foarte faină de poze, e o zonă foarte faină. Doar ca să vii, să stai, să te uiți, să te plimbi, să culegi eventual struguri, să vezi tot procesul prin care trec strugurii ca să se formeze vinul. Nu am cuvinte. Darius este specialistul care explică turiștilor întreg procesul. Lucrează zi și noapte în această perioadă pentru ca vinurile de la Jelna să își păstreze renumele care a câștigat de-a lungul anilor numeroase premii și distincții. Asta e perioada în care nu mai există duminică, nu există sărbătoare, nu există absolut nimic, adică sau în fiecare zi sărbătoarea culesului. Tot timpul trebuie să culegem cât se poate de vreme, în așa fel încât strugurii să fie cât mai reci, să puște efectiv celula din strugure, ca să scoatem toate aromele, toate parfumurile. Iar ca experiența să fie completă, din restaurantul cramei nu lipsesc mâncărurile atent alese ca să meargă numai bine cu vinul de la Jelna. Iar cei care doresc să se bucure mai mult timp de feeria de la cramă se pot caza în pensiunea și hotelul aflate la 2 pași de dealurile acoperite de vii. Costurile unei camere pe noapte sunt între 300 și 550 de lei, preț în care este inclus și micul dejun, iar gazdele au pus deja la bătaie și pachete pentru sărbătorile de iarnă. Costurile pleacă de la 4.200 de lei, sejurul și poate ajunge până la 5.400 în funcție de camerele care le aleg. În curând, locația va avea și un centru spa, o atracție în plus pentru cei care vor să se bucure de weekenduri relaxante în această zonă. Noul joc FIFA 2023 a apărut și în țara noastră. Împătimiții jocurilor video, dar și iubitorii de fotbal s-au întâlnit pentru a testa noua versiune. Este cea mai realistă de până acum, spun cei care au intrat pe terenul virtual cu echipa preferată. Zeci de împătimiți ai fotbalului, dar și ai jocurilor video, au testat în premieră noul joc FIFA versiunea 2023. De la mic la mare, cu toții au stat la rând ca să intre în mediul virtual cu echipa favorită. Eu joc FIFA de când aveam 7 ani. Cu Manchester United din Anglia și Ronaldo, normal, preferatul meu. Avem și prietena mea aici să mă susțină, să-mi facă galerie. Da. Și acum... Ești fană FIFA? Nu prea sunt. Acum e obligată să vină cu mine, asta nu, este. Nu, mă mai uit la el din când în când. Din 2020. Am jucat cu Rapid împotriva Craiovei. Era în Giulești, normal, să câștigăm aici. Prețul noului joc pornește de la 300 de lei și poate ajunge până la aproximativ 400 de lei în funcție de dispozitivul pe care vreți să vă jucați, calculator, PlayStation sau Xbox. Majoritatea celor care l-au testat spun că această variantă a jocului este cea mai realistă de până acum. E tradiție, practic, la noi, adică l-avem în fiecare an. Fiecare din betinii noștri. Mi se pare puțin mai realistică față de alți ani și zic e un upgrade mai bun față de alți ani. Ai vreun jucător preferat, vreo echipă preferată la Real Madrid? Printre cei care au testat jocul s-a aflat și Ovidiu Pătrașcu, fost jucător al Universității Craiova, dar și campion european și mondial în FIFA de mai bine de 10 ani. Am fost un pasionat de fotbal, am jucat și fotbal profesionist, iar în cantonamente trebuie să recunosc că ne jucam destul de mult pe PlayStation. Și de acolo și pasiunea. Îmi place că în FIFA poți să fii tu Cristiano Ronaldo, poți să fii Messi, poți să controlezi cei mai buni jucători din lume și, într-adevăr, în ultimii ani jocul a evoluat foarte mult, în special în acest an, când, într-adevăr, pot să spun că este un simulator de fotbal. El l-a avut ca adversar pe Alex Ioniță, fotbalistul care joacă pe post de extremă la Rapid București în Superliga României. Atunci când joci cu PSG și joci cu Messi, cu Neymar și cu Mbappé, atunci ai jucător preferat, a spune că l-am pe Neymar.
nu știu, Neymar îmi place foarte mult. Mi-aduce aminte de Ronaldinho. Cu Ronaldinho îmi plăcea să mă joc în trecut FIFA. Cât la sută din ce se întâmplă în teren se aplică și în joc? Nu știu, poate 50%. Clar e diferit. FIFA 23 vine cu 19.000 de jucători, 700 de echipe și 100 de stadioane. Are 30 de ligi din toată lumea și îți permite să joci printre altele în Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League sau Premier League. În pensiunile de la Poalele Muntelui e forfotă mare. La mărginimea Sibiului, pe lângă priveliștile desprinse parcă din povești, turiștii au parte și de bucate delicioase gătite pe îndelete după rețete de odinioară. În bucătării, mâinile gospodinelor nu stau locului o clipă, iar cămările de toamnă sunt deja pline. În bucătăriile pensiunilor din mărginime, forfota e mare. Fel de fel de bunătăți sunt preparate după rețetele locale, pentru deliciul turiștilor care le calcă pragul. La loc de cinste stau tradiționalele afumături și mult căutatele brânzeturi. Aici am pregătit un platou tradițional cu afumătură și brânzeturi. Brânzeturi de casă, brânzeturi locale din mărginime, avem telemia, caș, urdă, aici avem jumer, mușchiuleți, mușfile, ceapa afumată, nu lipsește slăninuța. Avem cantități să ajungă pentru toți care așteptăm să ne treacă pragul. De altfel, cei mai mulți turiști care aleg să-și petreacă aici câteva zile o fac tocmai pentru mâncărurile cu un gust inconfundabil. Mâncare cu gust bun de casă. Asta facem noi. Nu vrem să ne îndepărtăm deloc de aceste rețete de casă pe care tot mai multă lume le caută. Încercăm să găsim și altceva decât ce am făcut până acum și să-i surprindem pe oaspeții noștri cu aceste bunătăți de Ardeal. Iar natura de la Poalele Munților Cindrel este cu adevărat generoasă și oferă un peisaj de toamnă spectaculos. Gazdele sunt convinse că până și cel mai pretențios musafir care va ajunge aici va fi mulțumit. După o plimbare pe potecile din zonă, oaspeții se pot relaxa la piscină. Avem și acum rezervări, caută liniștea oamenii. Sunt dornici să găsească acea stare de bine, aer, atmosferă, deja pădurea ruginie, susurul râului. La doar câțiva pași distanță, înconjurat de munți, ape și livezi, turiștii descoperă la Rășinari unul dintre cele mai frumoase sate din mărginimea Sibiului, care atrage oaspeți și din afara țării. So we look for nice places to visit around Sibiu and then we found this one. We were surprised about so many people working with the woods. And yeah, we think that you are preparing for the winter. It's yes, yes. Very nice. Old town and it's very beautiful. Rășinariul este cu siguranță destinația perfectă pentru turiștii care sunt îndrăgostiți de natură, dar și pentru cei care vor să descopere farmecul vieții la țară. Zona este celebră în toată lumea și pentru produsele tradiționale care se prepară aici. Pentru o noapte de cazare cu mic dejun și acces la piscină în mărginimea Sibiului, oaspeții plătesc între 250 și 300 de lei. Astăzi, studenții din toată țara revin la facultate. Președintele Iohannis va deschide anul la Universitatea de Arhitectură din Capitală, începând cu ora 11. În schimb, la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila au început deja festivitățile. Acolo este și colega mea, Larisa Rațiu. Bună dimineața, Larisa! Care este atmosfera? Bună dimineața, Simona! Bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva minute au început festivitățile de deschidere aici la Facultatea de Medicină și Farmacie din București. Peste 13.000 de studenți sunt așteptați să participe la acest eveniment. Trebuie să vă spun că pe majoritatea i-am simțit extrem de emoționați. Chiar acum alături de mine sunt doi studenți, Ștefana și Andrei, pe care i-am văzut aici și am oprit să vorbim puțin cu ei. Bună dimineața! O să vă rog să vă spun să ne spuneți cum vă simțiți eu astăzi. Bună dimineața! Sunt foarte entuziasmată că începem un nou an universitar. Mă bucur să văd atâția boboci cu forțe proaspete. Sunt extrem de entuziasmați. Ne-am întâlnit săptămâna trecută și vin cu forțe proaspete. Este exact de ceea ce avem noi nevoie în acest moment. Tu, Andrei, cum te simți la această festivitate? Bună dimineața! În primul rând, e un sentiment extraordinar. Anul trecut am fost și eu aici, acum sunt voluntar la organizare și mă bucur să văd atâtea suflete tinere.
succes tuturor, să avem cu toții succes. Aveți emoții? Emoții mai puține, pentru că e deja a patra deschidere, ne-am obișnuit, dar am emoții pentru ce ne va rezerva acest an și da, sunt sigură că vor fi multe surprize și pentru noi anul acesta. Tu, Andrei, în al câtelea an de studiu ești? Sunt în anul 2 la medicină militară, pe specializarea generală, medicină generală, emoții, bineînțeles, în fiecare an, cu siguranță. Ce anume vă doriți să deveniți? Eu mi-aș dori să urmez o carieră în chirurgie, dar încă nu știu exact, mai am încă 3 ani de facultate ca să mă decid. Iar tu, Andrei, tu ce dorești? Prima practică din anul acesta am făcut-o la clinica de primiri urgențe și e spiritul meu acolo, acțiune întotdeauna, cu siguranță, medicină de urgență. De cât timp vă doriți să practicați o astfel de meserie? Cred că din liceu mi-am dat seama că medicina e potrivită pentru mine. Știam că mereu îmi doresc să fac ceva pentru oameni și îmi doresc să am un aport în comunitate, dar cred că am înțeles doar în liceu că doar medicina aș putea să fac. Iar tu, Andrei? Îmi place la medicină, este, nu știu, nu e ca și cum ai spune că întotdeauna ți-ai dorit să fii medic, este un sentiment pe care l-ai și crește în fiecare an, atât mai mult. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim mult succes. Așadar, peste 13.000 de studenți sunt așteptați să participe aici la evenimentul de deschidere la Facultatea de Medicină din București, dintre care 2.300 sunt studenți în anul întâi. Deocamdată acestea au fost informațiile. Simona, ne întoarcem la tine. Două tinere din Slatina, studente în capitală, au devenit virale pe rețelele de socializare după ce s-au apucat de gătit. Cosânzenele, așa cum sunt cunoscute în online, se bucură de succes, iar rețetele lor adună mii de vizualizări. Care este povestea surorilor, vedem chiar acum. Astăzi am venit să le cunoaștem pe tinerele care au cucerit internetul. Cosânzenele gătesc. Bună! Bună! Maria, îmi pare bine! Amelia, îmi pare bine! Fetelor, ce ne preparați astăzi? Astăzi vom face un chec cu mere și cu scorțișoară. Este un desert care a prins foarte bine pe Instagram, pe pagina noastră. Avem o serie rețete pentru toamnă. Acesta este unul dintre cele mai populare și am zis să-l refacem și cu voi ca să vedeți cât de bun este. Maria și Amelia sunt printre cele mai tinere surori gospodine care fac senzație în online. Una are 31 de ani, iar cealaltă 33. S-au mutat din Slatina la București, din facultate, iar acum și-au găsit vocația într-un hobby. Au ajuns rapid la peste 135.000 de urmăritori pe Instagram pentru că postează rețete delicioase și simplu de făcut. Povestea noastră a început fix în pandemie, când oamenii încercau așa să-și ia puțin gândul de la tot ce se întâmplă în lume. Noi găteam foarte mult, mai avem o pagină, se numește cosanzene.ro, unde facem împletituri. Și începusem să postăm foarte multă mâncare. Și am zis, băi, dacă tot facem, hai să facem o pagină dedicată, să vedem ce se întâmplă. A fost o simplă idee. De acolo am început să gătim non-stop, dimineața la prânz și seara. Am postat într-una și am ajuns aici. Este foarte frumos ce se întâmplă. Surorile gătesc mai tot timpul împreună. Amelia s-a specializat în mic dejun și toasturi într-o ploaie de culori, iar Maria e expertă în dulciuri. Mă opresc de fiecare dată la checuri. Chec cu ciocolată, chec cu banane, banana bread, tot ce înseamnă ceva pufos și fără cremă. Iar acum, de exemplu, ne arată cum se face un chec delicios. Maria a început cu untul, zahărul și ouăle pentru aluat, iar Amelia a decojit merele și le taie bucăți. O experiență care, dincolo de gust, unește oamenii și care îi face să se bucure de bunătățile servite în familie. Checul, care a ieșit crocant la exterior de la zahărul brun, a stat la cuptor 20 de minute. Super bun! Da, știm, este extraordinar de bun. Noi l-am făcut până acum, cred că nu este săptămână în care să nu-l facem de cel puțin 2 ori, pentru că de fiecare dată când vin oameni pe la noi, știm ce băgăm la cuptor. Chec cu scorțișoară și cu mere, pentru că este sezonul merelor și ar fi păcat să nu profităm de această perioadă. Cosânzenele au la bază alte profesii. Maria este manager retail, iar Amelia, redactor șef la o revistă dedicată femeilor. Cele două au început să câștige bani și din conținutul online cu mâncare. Au mai multe contracte cu branduri de produse și chiar cu un hipermarket. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Chiar acum urmează emisiunea Casa Iubirii. Eu sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine tot de la ora 9. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!